Nu ne mai desparte mult timp până la vacanța de vară, însă un lucru care ne poate frâna brusc entuziasmul este teama că vom petrece vacanța singuri, fără a avea parte de povestea noastră de dragoste. Unele zodii din horoscop au cele mai multe șanse ca această perioadă să fie finalul burlăciei. Vara se apropie deja cu pași repezi de noi, iar odată cu ea obișnuită vacanță care niciodată nu pare îndeajuns de lungă, însă un lucru care ne poate frâna rapid entuziasmul pentru vară este teama că vom petrece această perioadă singuri, fără un partener al ei bine, nu vă lăsați descurajați deoarece pentru unele zodii este posibil ca următoarea vacanță de vară să se transforme rapid în lună de miere. Aflați în continuare dacă vă aflați printre cele trei zodii norocoase cărora astrele le pregătesc deja în nunta în această perioadă. Prima dintre aceste zodii este Taurul pentru care burlăcia poate ajunge la final chiar în această vară. Pentru nativi din Taur, deși anul a început cu ceva probleme amoroase, lucrurile se pot schimba dramatic în această vară. Iar pentru taurii care sunt deja într-o relație, dar în care acea pasiune de la început a dispărut, puteți descoperi noi lucruri la partenerul vostru, care vă pot face să vă îndrăgostiți din nou de el, iar de această dată, relația poate ajunge chiar în fața altarului. O altă zodie favorizată de astre este Scorpionul. Printre cele mai pasionale și determinate semne zodiacale, nativii din Scorpion își pot găsi în această vară un partener alături de care să fie gata să-și petreacă restul vieții. Poate că astrele vă vor aduce în fața partenerul chiar în timpul vacanței, într-o întâlnire aparent accidentală. Indiferent de ce turnură va lua situația, această zodie este mereu printre favoritele astrelor, așa că șansele voastre de a ajunge în fața altarului în această vară sunt ridicate. Ultima dintre cele trei zodii avantajate în dragoste în această vară sunt peștii. Nativii din această zodie au întotdeauna o intuiție bună, cât și o afinitate naturală față de propriile lor emoții. Dacă vă îngrijorați că această vară va trece pe lângă voi, nu este nevoie. Este posibil ca până la finalul vacanței să aveți deja alături un partener care va rămâne la dreapta voastră pentru tot restul vieții. Relatează click.ro